Bună ziua, dragi reprezentanți mass media, bună ziua, dragi cetățeni! Sunt Nadejda Tatarciuc, secretar general al Partidului Politic Acasă Construim Europa, Pace. Și suntem astăzi în fața dumneavoastră, alături de colegii mei, medici specialiști, care au trăit un an foarte diferit și doresc să vorbească despre problemele grave din sistemul medical, dar și să propună soluții de îmbunătățire a sistemului de sănătate. Cu părere de rău, pandemia globală provocată de coronavirus ne-a schimbat modul de viață a tuturor și a scos în evidență diverse lacune ale sistemului de sănătate. Au trecut deja 10 luni de la înregistrarea primului caz confirmat COVID-19 pe teritoriul țării noastre, dar până în prezent nu avem un cod de etică special pregătit cu toate detaliile despre specificul acestui virus invizibil care ucide zilnic zeci de persoane dornice de a trăi. Autoritățile statului nu au ținut deloc cont și sub control prețurile extrem de exagerate la necesitățile strigente de protecție, măști, mănuși, dezinfectant, dar și multe alte probleme evidente au apărut în toată această perioadă de aproape un an, despre care vă vor spune mai multe colegii mei medici. Dar mai întâi de toate, voi citi o parte din pașii propuși a Partidului Politic Acasă Construim Europa, ce este nevoie imediat de întreprins de autorități pentru a salva mii de vieți omenești. Testarea masivă a populației pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un timp relativ scurt. Selectarea persoanelor din întreaga țară care sunt bolnavi grave de COVID-19 sau alte boli cronice și internarea acestora în mod prioritar în spitale. Implicarea statului în negocieri cu băncile pentru a le convinge să prolongeze creditele antreprenorilor. Persoanele care au o formă ușoară de COVID-19 să fie tratate la domiciliu, sub supravegherea medicilor, cu acordarea tratamentului gratuit din partea statului, pentru a preveni răspândirea virusului pe întreg teritoriul țării. Acordarea gratuită în spațiile publice și locurile publice din partea statului a măștilor și dezinfectanților. Considerăm că acțiunea autorităților de a bloca acasă cetățenii și asista activitatea oamenilor de afaceri este nejustificată, fiind reduse considerabil veniturile populației, apte de muncă și produse în lanț consecințe negative la nivel micro și macro. Majorarea numărului mijloacelor de transport public pentru a permite deplasarea cetățenilor Republicii Moldova, care nu sunt în grupul de risc la serviciu sau alte necesități strigente, cu asigurarea păstrării distanței sociale. Acordarea suplimentului necondiționat la salariu fiecărui medic care luptă în prima linie cu virusul COVID-19, pentru munca în condițiile pandemice, efortul nenormat și riscul la care se supun. Instituirea unor spitale de câmp în apropiere imediată a spitalelor mari, precum Spitalul Republican, Spitalul Mai și alte centre spitalicești mari unde există suportul masiv al medicilor. Continuarea tuturor proceselor de învățământ și studii, deoarece gradul de cunoștință și însușirea materiei este afectat enorm. Acordarea suportului la salariu profesorilor și educatorilor de 20-25%, drept recunoștință pentru riscul la care se expun, deoarece ei își continuă activitatea în circumstanțele dificile și educă generațiile viitoare. Acordarea unui suport considerabil în fiecare lună de minim 1000 de lei pentru persoanele în etate, deoarece ei sunt cei aflați în grupa de risc și trebuie să stea acasă izolați, neavând posibilitatea de a se deplasa și a obține alte resurse de venit. Zic să luăm atitudine. Acum o să-i rog pe fiecare din colegii mei să vină să-și expună părerea. O invit pe Tatiana Rotaru, medic cardiolog, doctorant al Institutului de Cardiologie, vicepreședinte domeniul sănătate. Bună ziua! Onorată asistență, dragi colegi, întrunirea de astăzi, sub genericul Medicii din Pace, vorbesc despre problemele grave din sistemul medical și soluțiile Partidului Acasă Construim Europa pentru sistemul de sănătate, este un răspuns la necesitățile stringente apărute în perioada pandemiei COVID-19, dar și încă un pas pentru a elabora un plan de acțiuni în vederea ameliorării calității serviciului medical din Republica Moldova. Pandemia a agravat și a scos în evidență toate bolile preexistente ale sistemului și a generat unele noi. Urmărind cifrele de îmbolnăviri noi în continuă creștere, nu putem să nu remarcăm în primul rând rigiditatea, stângăcia și latența sistemului atunci când este nevoie de un răspuns rapid la necesitățile schimbătoare ale societății. Astfel, au trecut 10 luni de la primul caz depistat în țară.
dar sistemul de sănătate publică, cum făcea circa 3.000 de teste pe zi, continuă în același pas. Majoritatea țărilor occidentale și alte țări care au gestionat pandemia cu succes vociferează cu glas tare că testarea masivă este una din căile importante și efective spre controlul eficient al pandemiei. Dar autoritățile moldovenești rămân surde, ori incapabile de a lărgi capacitățile de testare. Să înțelegem că s-a atins plafonul sau este vorba de lipsa voinței politice. Un alt aspect care a izbit simțitor societatea a fost și rămâne organizarea măsurilor de prevenție a răspândirii virusului. La început de pandemie, din farmacii și de pe rafturi, au dispărut definitiv dezinfectantele, nemai vorbind de măști. Inițial, acest deficit era explicabil, deși având în vedere cât de numeroasă este diaspora moldovenească din Italia și cât de intense circulă între cele două țări, orice om s-ar fi așteptat ca autoritățile de sănătate să înceapă pregătirile pentru un răspuns la eventuala izbucnire epidemică încă din luna ianuarie sau februarie 2020. Dar vorba aceea, știi cum e la noi? Până nu s-a înregistrat în Moldova cazul numărul 1, sistemul nu a făcut nimic. Ce a urmat, cunoaștem cu toții. Majorările exorbitante de prețuri la măști și dezinfectante au generat în rândurile societății civile mai multe suspiciuni față de necesitatea respectării măsurilor de profilaxie decât deschidere. Iar pe acest fundal, demnitarii de stat fără măști, cu mesaje dezorientate și mai târziu întruniri, nunți, mitinguri organizate de toți jucătorii politici. Avem impresia că, deși se vorbea despre necesitatea luării pandemiei sub control, de fapt o s-a făcut tot posibilul ca aceasta să înflorească la maxim. În rezultat, astăzi avem una dintre cele mai înalte rate de teste pozitive relaționat la numărul total de teste efectuate. Infecția se răspândește rapid și necontrolat, atât printre rândurile populației generale, cât și printre cadrele medicale, răpind vieți zilnic. Am obosit să privim șirul de colegi, prieteni, părinți și dascăli, care pleacă în neființă cu zile. Este nevoie de un plan concret și profesionist de acțiuni. Noi, medicii din echipa Partidului Acasă Construim Europa, Pace, ne oferim să consultăm Comisia pentru Situații Excepționale de Urgență de Sănătate Publică ce și cum trebuie să facă instituțiile statului ca să prevenim, dar și să stopăm infectarea în masa populației, să salvăm mii de vieți omenești, să utilizăm eficient resursele statului, să protejăm și să susținem medicii și toți angajații sistemului de sănătate care luptă într-un război inechitabil cu COVID-19, pe când politicienii continuă lupta pentru prelungirea termenului de aflare în fotoliile moi. Vă mulțumesc! Acum îl invit pe domnul Grumez Alexandru, medic neurolog, cercetător științific, master în sănătate publică, antrenor emerit al Republicii Moldova, vicepreședinte pe domeniul sport. Stimați colegi, colaboratori ai sistemului medical, dragi conaționali, aș vrea acum să nu vorbesc mult, dar să scot în evidență două dintre marile probleme ale sistemului medical. Prima, aș numi o limitare a accesului către proceduri de investigații și tratament salvatoare de vieți. Când vorbim despre asta, desigur că imediat înțelegeți că este vorba despre infarctul de miocard și accidentul vascular cerebral, care însumând sunt prima cauză de deces în Republica Moldova. Și pe lângă faptul, pentru cei care supraviețuiesc, aduce societății cam 10.000 de persoane cu dizabilități. Evident, este o problemă nu doar medicală, este și o problemă economică și socială foarte gravă, pentru care statul nu acordă suficiente resurse și implicări. Această problemă are doi factori. În primul rând, este vorba de factorul teritorial sau regional, fiindcă doar în Chișinău sunt concentrate centrele specializate care pot acorda o asistență adecvată unor astfel de pacienți care se confruntă cu așa o problemă serioasă.
Deci raioanele sunt lipsite de specialiști calificați, sunt lipsite de utilaj, sunt lipsite de condiții pentru acordarea tratamentului și recuperării precoce a acestor pacienți. Un al doilea factor este timpul. Deci, da, ne gândim că Republica Moldova este o țară cu suprafață mică, dar ca să fie un tratament eficient, acești pacienți trebuie să ajungă într-un centru specializat în doar câteva ore. Deci vă închipuiți că un pacient din Ocnița sau din Giurgiulești are șanse puține. Cunoaștem aceste probleme și avem și soluții pentru a fi rezolvate aceste grave încălcări pentru viața și sănătatea omului. La fel, nu pot să nu scot în evidență și problema exodului de cadre medicale. Nu o să vorbesc mult, toți înțeleg ce înseamnă asta și cu ce urmări poate să aibă. Dar ca cifră să înțelegeți că noi anual pierdem din sistem circa 100 de medici și circa 500 de asistente medicale. Vă rog doar să fiți atenți, să luați în calcul aceste cifre, să vă imaginați ce impact poate să aibă în următoarea perioadă apropiată. Și să rămâneți focusați pe această conferință ca să auziți soluțiile pe care le propunem pentru a rezolva rapid problema. Acum o invit pe Chistruga Ludmila, medic-oncolog, categoria superioară, vicepreședinte, domeniul social. Domnule prim-ministru, noi medici am crezut mult în dumneavoastră atunci când ne-ați declarat în luna martie că nu există deficit de mijloace de protecție pentru lucrătorii medicali. Noi am crezut foarte mult în afirmațiile dumneavoastră când ați afirmat că spitalele din Republica Moldova sunt suficient de dotate cu locuri atât pentru pacienții infectați cu COVID-19, cât și pentru pacienții care suferă de alte maladii acute sau cronice. În luna martie, atunci când noi, medicii, porneam o luptă crâncenă și absolut inegală cu acest COVID-19, despre care la moment se cunoștea foarte puțin, dumneavoastră, domnule prim-ministru, nu v-ați îngrijit de copiii noștri care rămâneau singuri acasă. Nu v-ați îngrijit ca și stat, nu v-ați îngrijit nici de copiii polițiștilor, nu v-ați îngrijit nici de copiii personalului auxiliar care activa la maxim în spitalele și alte unități medicale din Republica Moldova. Nu v-ați îngrijit de vânzătorii din magazine și de toate acele categorii care erau nevoite să iasă zi de zi la serviciu și să înfrunte crunta realitate. Copiilor stăteau acasă și în multe cazuri și-au pierdut și viețile, pentru că statul nu s-a îngrijit de ei. E timpul să recunoașteți, domnule prim-ministru, că situația cu gestionarea COVID-19 arăta bine doar pe actele semnate de dumneavoastră și de către colegii dumneavoastră. În acele fastoase conferințe de presă pe care le organizați zilnic, dumneavoastră și colegii dumneavoastră au uitat să menționeze că, de fapt, medicii își procurau singuri, din cont propriu, măștile medicale, la fel ca și vizierele, iar salopetele specializate erau, de fapt, un lux chiar și pentru acei medici care luptau în linia întâi. Ați avut grijă să anexați la fiecare decedat de COVID-19 niște patologii concomitente cu care trăim, de fapt, majoritatea din noi, astfel inducând și distorsionând realitatea și făcându-i pe cetățeni să creadă că, de fapt, de acest virus pot deceda doar pacienții vârstnici și cu maladii concomitente severe, ceea ce de fapt nu este adevărat, iar statistica din ziua de azi a confirmat acest lucru. Dumneavoastră, domnule prim-ministru și echipa pe care o conduceți, ați uitat complet de acei bolnavi care nu au COVID, dar care la fel vor să trăiască și au dreptul la viață. Între timp, realitatea prin care treceau cetățenii era și continuă a fi cu totul alta. Dumneavoastră însăși ați creat o lume paralelă aici în Moldova. Bolnavii non-COVID, adică acei bolnavi care suferă inclusiv de boli cronice, dar severe, nu își mai au locul în spitalele raionale și nici în spitalele republicane.
Ei nici nu mai sunt primiți la secția de internare. De aici provine numărul atât de mare al complicațiilor grave post-COVID, din cauza faptului că maladiile concomitente nu sunt tratate și nu au fost tratate începând cu luna martie în Republica Moldova. Oamenii sunt întorși acasă pentru tratament la medicii de familie, care la rândul său majoritatea tot sunt în concediu medical, fie în carantină. Și de aici totul devine și mai interesant și tragic. Ce revine unui singur medic de familie? Medicul de familie este nevoit la moment să dirigeze procesul de diagnostic al pacienților cu COVID, să monitorizeze acei pacienți cu COVID care au fost confirmați și care se tratează acasă cu așa zisele forme ușoare. La fel, același medic de familie trebuie să monitorizeze pacienții care au fost în contact cu un pacient cu COVID, dar care la moment încă nu are manifestări clinice. La fel, medicul de familie revine și sarcina de a monitoriza și a trata prin telefon și pacienții cu alte maladii, non-COVID, dar maladii care necesită o îngrijire specială. Și aici iese la suprafață insuficiența cadrelor medicale, căci nu are cine să îi înlocuiască pe acei medici de familie care pleacă în concediu medical. Dumneavoastră ați pasat tratamentul formelor ușoare al pacienților cu COVID pe seama propriilor buzunare ale cetățenilor, uitând că cetățeanul simplu din Republica Moldova nu are veniturile dumneavoastră, iar tratamentul unei forme ușoare se ridică la prețuri exorbitante pentru un cetățean. Suma de 3.000 de lei nu poate să-și o acopere fiecare, aceasta fiind, de fapt, pentru mult și suma unui salariu pe care îl ridică lunar. Dar ce să facă ceilalți membri ai familiei? Pe ce bani să trateze aceste forme ușoare pe care dumneavoastră le-ați pasat pe buzunarul propriilor cetățeni? Nici la asta nu v-ați gândit, nici de asta nu v-a pasat. Pacienții din raioane sunt trimiși la specialiști, la Chișinău cu mașinile, cu automobilele personale, pentru că șoferii de pe ambulanțe sunt și ei infectați, iar pe ei nu are cine să îi înlocuiască. Și aceasta este o problemă gravă, domnule prim-ministru, atunci când oamenii sunt transportați în centrele specializate cu mașini proprii, adesea defectate. Ați dat cu piciorul și în acei pacienți ce necesită tratament paliativ, care reprezintă un drept uman al adulților și copiilor. În timp ce dumneavoastră petreceați la fastoasa nuntă și mult cunoscută nuntă în Republica Moldova, mii de oameni, domnule prim-ministru, mureau acasă în chinuri groaznice, pentru că nu aveau acces la tratamente stupefiante, la analgezie corectă și la o îngrijire potrivită stării lor. Căci locuri în spital pentru acești pacienți de mult nu mai există în spitale și au încetat să existe încă de la începutul pandemiei în Republica Moldova, din luna martie. Suntem epuizați cu toții, suntem la limita răbdărilor și noi medicii și sărmanii pacienți. Este o luptă din care nu toți vor ieși învingători, dar dumneavoastră nici de asta nu vă pasă, pentru că sunteți antrenați în alt fel de lupte. Oficial, pe hârtiile dumneavoastră ne merge bine. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Ludmila. Invit acum pe domnul Denis Roșca, prim vicepreședinte a Partidului Politic Pace. Onorată presă, vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Eu o să fac o scurtă descriere a situației la moment în Republica Moldova. Avem peste 100.000 de infectați, ceea ce este mult mai mult decât populația unui raion din Republica Moldova, și avem peste 2.000 de persoane decedate, ce este foarte important de ținut minte. Le mulțumim medicilor pentru faptul că fac eforturi mărețe pentru a menține oamenii în viață. Există o luptă cu un dușman care nu este posibil de văzut, dar el se menține puternic. Însă, pe lângă acest dușman, politicienii din Republica Moldova au inventat o altă luptă care vine să împiedice anume medicii din Republica Moldova. Deci, medicii sunt nevoiți să lupte deja pe două fronturi. Și explic de ce. În loc politicienii din Republica Moldova să investească în infrastructură, ei au inventat o soluție perfectă în perioada de criză. Să-și concentreze toată energia pentru a rezolva problema stadionului republican. În locul ei să
investească toată energia creativă în promovarea unui mod sănătos de viață, au găsit soluția perfectă. Au investit în a da statut special limbii ruse, de parcă ar fi cea mai mare problemă la momentul Republica Moldova, când pe zi mor oameni, când pe zi se infectează alți oameni. În loc să investească în dotare tehnică a spitalelor cu echipamente medicale sau cu toate ce este nevoie, au găsit să-și concentreze toată atenția, fiți atenți, în trecerea din responsabilitatea a două structuri de stat, de la președinție la parlament. Asta este o luptă inutilă, este ceva care face de rușine întreaga clasă politică. Aici am vorbit de guvernare. Pe de altă parte, avem opoziția foarte binevoitoare. În timp în care Angela Merkel, în Germania, iese la televiziune, roagă toată lumea, stați acasă, oameni buni, aveți grijă de rude și aveți grijă de bătrâni. Ce face opoziția de Republica Moldova? Oameni buni, veniți în centru, noi avem nevoie. În plină criză pandemică, în plin risc de contaminare. De ce se face tot acest protest inutil? Doar cu mai puțin de o lună, unul s-a demonstrat. Puterea, de fapt, este în rețelele sociale. Oamenii au fost convinși informațional, nu în centru la proteste. Din aceste motive, vreau să spun că unii care sunt la guvernare se ocupă cu orice decât gestiunea normală a crizei pandemice. Alții care sunt în opoziție inventează motive de a aduna oamenii în cercuri mari și de a infecta, fără să poartă vreo răspundere, nici primii, nici alții. De asta, unica soluție este ca ambele tabere să plece. Ei și-au pierdut legitimitatea. Vă mulțumesc mult! Acum o invit pe Valentina Geamănă, director la Azilul pentru Persoane Vârstnice, vicepreședinte pentru relații cu diaspora. Stimați concetățeni, noi vom vorbi din punct de vedere a situației pandemiei în localitățile rurale. Întâi de toate sunt compromiși medicii de familie care au în grijă un număr prea mare de pacienți, fapt care pune într-o lumină urâtă activitatea medicului, care, pe de o parte, vrea să te servească cu suflet fiecare pacient, dar în același timp nu îi ajunge timp. În perioada pandemiei continuă să fie același număr mic de programări la rentgen, însă acestea ar trebui să fie mult mai multe, deoarece durerele nu așteaptă și oamenii sunt nevoiți să treacă razele în serviciu privat. Iar acesta se răsfrânge drastic asupra situației economice, care și așa este destul de gravă în localitățile rurale, dar deoarece majoritatea populației este la pensie. Tratamentul foarte costos deseori este în imposibilitate ca să fie procurat și majoritatea se reduc la consumarea paracetamolului și asta este tot tratamentul pe care și-l pot permite locuitorii la sate. Este destul de grav, deoarece procurarea măștilor este un lux pentru persoanele în vârstă și era cazul ca guvernanții să mai împrumute bunele practici de la țările europene care au pus în plic câte trei măști și prin intermediul poștii au trimis fiecărui pensionar măștile de protecție acasă și dezinfectanțe. La noi acest lucru nu există, pentru că de fapt poporul nu există. Există doar interesele personale. Partidul Pace vine cu soluții și idei pentru ca țara să fie ridicată din sărăcie și din dezmăț. Eu, ca asistent medical la Azilul pentru Persoane Vârstnice, Casa Părintească, și ca lucrător medical la serviciul de urgențe, aș vrea să zic atât, că lipsa lucrătorilor medicali în sectorul rural, asta este cea mai mare problemă și cea mai dureroasă. De aceea vin cu o rugăminte către Partidul Pace, indiferent ce va fi, dar sper că o să ajungă la conducere, să aibă în vedere acest lucru și să ne asigure cu lucrători medicali ca pacienții de la țară, de la suburbie, să nu mai alerge, să stea în rânduri sau să se roage la o programare
zile în șir și să avem și noi accesul liber ca toți ceilalți. Și doresc succese Partidului Pace și realizări frumoase. Mulțumesc! Acum îl invit pe Corneliu Jaloba, maestru în tehnologii informaționale, vicedirector al Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe. Bună ziua, stimați colegi! Eu să fiu foarte succint. De mult a venit timpul de a construi în Republica Moldova fișe integrate a pacientului, fișe electronică integrate a pacientului. Scopul acestei fișe, în primul rând, de a introduce toate imagistica, toate analizele, toate prescripțiile medicale de la doctori în această fișă. Medicul nu trebuie să cheltuie 15 minute din timpul acordat pentru pacient, 10 minute, ca să scrie pe hartie analiza și diagnostica pacientului. El trebuie să introducă toate datele electronice în fișa integrată electronică a pacientului. A venit timpul de mult ca salvarea când vine la oameni, doctorul de la salvare să aibă acces la fișa respectivă și să vadă dacă pacientul este în registru bolilor cronice, dacă este hipertonic sau oncologic, sau cu tuberculeză suferă. A venit timpul ca pacienții să nu păstreze datele analizelor care îi dau la Alpha Diagnostic, la Invitro sau la alte centre medicale, la dânsi acasă. A venit timpul ca aceste datele să fie stocate centralizat în centrul medical de prelucrare datelor medicale, care trebuie să fie format pe lângă agenție e-sănătate. Pentru aceasta, pentru Partidul Pace, cu echipa Partidului Pace, am dezvoltat strategia e-sănătate 20-20-25. Implementarea acestei strategii nu are ca scop pur și simplu informatizarea ramurii. În primul rând, noi atingem trei scopuri nobile. În primul rând, longevitatea vieții moldovenilor trebuie să fie nu 72 de ani, dar măcar 80, ca în Europa. În al doilea rând, servicii medicale trebuie să fie de calitate modernă și, nu în ultimul rând, a treilea scop, accesul la medicamente către populație trebuie să fie la prețuri controlate de către stat. Cândva în 2007 până în 2010 lucra în Republica Moldova programul e-medicamente. Atunci, dacă țineți minte, s-a pus o etichetă pe fiecare cutie. Acum timpul deja e depășit, nu trebuie depus nicio etichetă pe cutie de medicamente. Se poate dedus evidența altfel, dar scopul principal de controlat prețul la medicamente. În ramura farmaceutică, dumneavoastră știți, este hotărât de guvern 25%, în sectorul angro, farmaceutic 15%. Nu trebuie să depășească 40%. Vine timpul când populația trebuie să aibă acces la medicamente accesibile. Pentru aceasta, strategia a fost dezvoltată. Eu încă poate mă repet, cu echipa Partidului Pace. Ea este foarte stringentă pentru populație, este inclusă în această strategie standarde și așa numite protocoale moderne, europene. După implementarea Centrului Național de Prelucrare Datelor Medicale, va fi posibil de accesat aceleși centre din Europa, de după analizele primare, pacientul poate, dacă aici se observă, dumneavoastră vedeți, isходul medicilor, este lipsa de medici, atunci se poate implementa telemedicină, după rezultatele primare se poate de transmis datele la centrele respective din Europa și de opțiune diagnoză veridică pentru a preveni bolile de astea cronice, ca oncologie la timp. Dacă nu salvăm viața, depistăm oncologia de gradul 1 la timp, то потом словам вяться ламут вамень. Ну, смес фрумас. Акум ли ведь пи-прешединтеле партидлый политик Акаса Конструми Европа Паче, домно Георгия Кавкалюк. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua celor de acasă și cei din diaspora care ne urmăresc!
În special vreau să salut medicii și toți angajații structurilor medicale care sunt cu ochii pe noi, ne urmăresc și fac parte din acele viziuni strategice pe care le elabora. Mulțumesc colegilor mei, medici și cei care sunt prezenți aici pentru munca în echipă și pentru ridicarea și sensibilizarea celor mai mari probleme care sunt în sistemul de sănătate, dar și cu care se confruntă populația Republicii Moldova. Noi, echipa Partidului Politic Pace, considerăm că a venit timpul când sănătatea trebuie și o vom pune în topul priorităților statului. Încă și Eminescu spunea că în lume sunt trei profesii care trebuie respectate profund și bine plătite, una din ele fiind profesia de medic. Dar și strămoșii noștri spuneau, o vorbă înțeleaptă, să fie pace și sănătate, că celelalte le vom face. La noi, cu părere de rău, situația precară din sistemul medical, dar și situația dezastruoasă a sănătății națiunii noastre se datorează clasei politice corupte, incompetente și irresponsabile. Cu părere de rău, astăzi avem mii de oameni care mor cu zile, inclusiv din cauza COVID-ului. Și asta din cauza lipsei de responsabilitate și modul corect de gestionare a pandemiei de către cele mai înalte structuri de stat care impun protocoale negândite, neprofesioniste și înnădușe și sistemul medical și îi pun în mare dificultate pe medicii noștri din întreaga țară. Avem foarte multe maladii, cum am vorbit și în ședința de până la această conferință, dar și care au vorbit și colegii mei, care afectează grav populația noastră. Și de multe ori oamenii nu au acces la medicină și la sănătate, deoarece spitalele sunt pline din cauza incompetenței și necoordonarea corectă a pandemiei. Dar asta, cu părere de rău și cu regret, afectează doar pe noi, cetățenii. Guvernanții de rang înalt au alte priorități. Ei și apropiații lor nu se tratează în spitalele noastre. Ei se tratează peste hotare. Deci am spus că am venit și cu câteva acte. Încă în luna octombrie am primit o informație veridică, cu date concrete, și am făcut un demers către autoritatea aeronautică. Informația a fost de felul următor, că doi funcționali de rang înalt din Republica Moldova, care cetățenii le-au dat încredere și i-au delegat să conducă instituțiile statului, li s-au îmbolnăvit rudele și acestea nu au fost plasate să se trateze în spitalele noastre, dar le-au fost comandate avioane speciale pentru a pleca și fi tratați peste hotare. Răspunsul pe care l-am primit de la Autoritatea Aeronautică Civilă de Republica Moldova este confirmată că am avut 17 avioane medicale cu persoane la bord, dar au ezitat să-mi dea concret datele pasagerilor, încercând să ascundă acest secret după foarte multe lăcăți. Cunosc datele acestor funcționari de stat, eu le voi face câte o interpelare personal lor și după ce vor veni răspunsurile, voi veni cu o informație în fața cetățenilor. Oamenii trebuie să cunoască și să înțeleagă și întreg sistemul medical că lor, celor care ne conduc astăzi țara, nu le pasă. Ei nu sunt problemele pe care le simțim noi. Ei consideră că dacă au acces la medicină peste hotare, ei și rudele lor sunt în siguranță. Dar noi, cum a dat Domnul? Și asta este regretabil. Iar pentru a construi ceva durabil, un sistem de sănătate puternic, în care fiecare cetățean să meargă, să fie consultat, ajutat și tratat pentru a avea o lungime a vieții mai mare, este nevoie de mulți pași concreți și bine gândiți. O parte din ei vă voi aduce la cunoștință pe care i-am elaborat împreună cu colegii mei
din domeniul respectiv. Odată ajunși la guvernare, noi, echipa din Partidul Politic Pace, vom crea două spitale moderne regionale, la nordul și la sudul țării. Acest lucru este important să-l facem și îl vom realiza, pentru că toți cetățenii din zona de nord și sud a țării să aibă parte de servicii calitative la timp. Așa cum s-a referit colegul meu, domnul Alexandru, că foarte mulți cetățeni decedează din cauza că nu le pot fi oferite servicii medicale calitative cu echipamente performante la timp. Noi vom rezolva această problemă prin construcția acestor două spitale regionale. Totodată conștientizăm că, așa cum au vorbit și colegii mei mai înainte, și domnul Cornel, și doamna Ludmila, și domnul Alexandru, și doamna Tatiana, dar și colegii din conferința anterioară, că avem o mare problemă cu privire la exodul cadrelor medicale. Cu părere de rău, medicii pleacă masiv. Și acest lucru este datorită faptului că statul nu le dă încredere în ziua de mâine și nu au responsabilitatea față de munca enormă pe care o fac și se jertfesc în fiecare zi medicii noștri și angajații medicali. Anume, de acest considerent, noi ne-am propus că vom ridica salariile medicilor consecutiv de 3 ori mai mare decât salariul mediu pe economie. Acest lucru este important fiindcă motivația financiară ca medicii și angajații sistemului medical, care își dăruiesc și viața de multe ori, și am văzut cu părere de rău că foarte mulți medici au decedat în lupta cu COVID-ul, salvând alte mii de vieți omenești, este important să fie motivați și asigurați în ziua de mâine. Un element important pe care ne-l propunem pentru a ridica și prestigiul medicilor, dar și ridicarea prestigiului țării noastre pe plan internațional, este investiția serioasă și dotarea cu aparate de ultimă generație a spitalelor din țara noastră. Astăzi, aproape de 70% banii se cheltuie pentru întreținerea clădirilor neeficiente, vechi și depășite de timp. Și doar aproape 30% se investesc în tot ce înseamnă utilaje și tratament uman. Noi vom schimba această piramidă și avem un plan concret de acțiune în acest sens. Odată motivând medicii noștri că aceștia să poată să muncească acasă și dotând serios spitalele noastre, vom dezvolta turismul medical, în special acordarea serviciilor calitative la cel mai înalt nivel european și mondial dental, dar și servicii sanitaro-balneare. Acest lucru la fel este important pentru țara noastră. Un element important este implementarea strategiei despre care a vorbit colegul nostru, domnul Cornel, e-sănătate. Ne asumăm acest proiect și împreună cu autorii acestui proiect, de care fac parte profesioniștii din echipa Partidului Pace, vom implementa. Odată cu implementarea acestui proiect, noi vom salva mii și mii de vieți omenești anual. De la simple maladii sau simple accidente când persoanele sunt inconștiente și medicul vine la fața locului să-i acorde ajutorul medical și dacă nu știe problema cu care se confruntă acest pacient, îi poate administra ceva greșit și asta poate fi letal, până la situațiile banale când cetățenii își pierd cartela medicală, Doamne ferește, au avut un incendiu sau altele și lucrurile acestea nu rămân și nu este o consecvență în tot ce înseamnă tratarea fiecărei persoane. Un alt element important este extinderea și dezvoltarea serviciilor de transportare urgentă a pacienților, inclusiv extinderea serviciilor aeriene care sunt astăzi în parteneriat cu țara vecină, România. Dar este vorba despre dezvoltarea unui ca atare serviciu și în Republica Moldova. De la nord la sud, de la est la vest și în centru. Un element important pentru medicina preventivă este dezvoltarea telemedicinii, despre care au vorbit și colegul meu Alexandru și domnul Cornel.
Și acest lucru, la fel, ne-l asumăm, este inclus în strategie și pandemia ne-a arătat că medicii pe care iarăși ne închinăm în fața lor fac eforturi enorme astăzi, se dea acele consultații prin telefon, prin Viber, prin WhatsApp, în alte sisteme. Odată bine pus la punct telemedicina, va ușura enorm activitatea medicilor noștri și vom salva mii și mii de vieți omenești. Iar cel mai important lucru pe care îl vom face și îl conștientizăm de fiecare dată când comunicăm cu colegii noștri este înaintarea și numirea în funcție de ministru al sănătății, nu tot felul de juriști sau populiști care vin și pleacă, care nu înțeleg problemele în profunzime cu care se confruntă medicii. Dar vom înainta și numi în funcție un medic de profesie, de carieră medic, un medic cu studii și experiență bogată, dar și în alte calități manageriale. Și nu pe 4 ani sau pe durata mandatului. Noi pregătim și vom înainta un proiect prin care ministrul sănătății, în premieră, va avea un mandat de 7 ani. Toate cele expuse de mine și alte viziuni clare și strategii pe care are Partidul Politic Pace pentru a pune sănătatea în topul priorităților, nu poate fi realizat decât cu o continuitate în funcție a unui conducător responsabil din domeniul medical cu alte calități medicale și manageriale. De ce 7 ani? Știu că acum și o să întrebe și altele. Da, sunt și alte profesii importante. Dar mă întorc la Eminescu, unde a spus și noi conștientizăm că medicina este foarte importantă. Și pentru a realiza toate aceste obiective, este important ca ministrul să aibă un mandat de 7 ani de zile. Medicii sunt cei care, pentru a profesa, trebuie să învețe 7 ani, 10 și mai mult. Anume, din acest considerent, este unul din motivele de bază din care trebuie să dăm un mandat de lungă durată, ca continuitatea funcției să-i permită inițierea și dezvoltarea celor reforme necesare ca sistemul de sănătate să ia o înaintare irreversibilă, care ne va aduce o populație mai sănătoasă, va aduce o mai mare încredere în sistemul medical și ne va aduce o țară mai prosperă. Oamenii, dacă vor fi sănătoși, își vor căuta de viață, de fericire, de familie și așa mai departe. Mă întorc la proverbul nostru vechi, dacă este pace și sănătate, restul le facem pe toate. În această ordine de idei, voi susține plenar viziunile colegilor mei care au vorbit mai înainte, și a domnului Denis Roșca, și a doamnei Nadejda Tătărciuc, și a doamnei Ludmila Chistruga. Sistemul este la pământ. Medicii noștri ca eroi zilnic luptă pentru viața cetățenilor noștri, dar și pentru viața lor, cu părere de rău. Și această situație se datorează managementului defectuos și incompetenței celor care conduc astăzi țara. Noi, Partidul Politic Pace, cerem demisia Ministrului Sănătății, reorganizarea și reforma Comisiei de Stare de Urgență și implementarea în cadrul ei a profesioniștilor de înaltă calitate din toate instituțiile statului și din domeniul privat chiar. Oameni care știu și pot gestiona situații complicate în stat. Cei care nu știu să plece. Demisia guvernului, dezolvarea parlamentului și inițierea alegerilor parlamentare anticipate. Voi nu mai aveți dreptul moral să ne conduceți. Voi nu reprezentați poporul Republicii Moldova, voi nu v-ați isprăvit cu sarcini mici, dar lucrurile complicate abia vin înainte pentru Republica Moldova, fiindcă noi suntem cei care știm cum și ce trebuie de făcut. Este timpul oamenilor profesioniști, este timpul ca în Republica Moldova să vină pace. Și voi încheia discursul meu prin a le mulțumi și haideți să le aplaudăm medicilor noștri care suntem recunoscători pentru tot ce fac. Dragi medici, dacă
vedeți lucrurile așa ca și noi. Dacă simțiți aceleași probleme și aceeași povară pe umerii voștri ca și noi, nu fiți indiferenți. Dacă soluțiile pe care le-am înaintat vă identificați și voi cu noi, veniți în cadrul Partidului Politic Pace. Veniți să suplinim echipa de profesioniști și de medici curajoși, puternici, înțelepți și cu o experiență bogată prin care vom iniția și elabora cele mai corecte și profesioniste politici prin care sistemul de sănătate a Republica Moldova va fi pus în topul priorităților statului. Vă mulțumesc!